Adresar putea dispărea de pe buletine și cărți de identitate. Cel care a făcut anunțul a fost copreședintele USR Plus, Dan Barna. Miza eliminării domiciliului este una electorală, iar oamenii nu sunt de acord sub nicio formă cu această propunere, spunând că se tem pentru siguranța lor, iar această măsură este luată în interesul guvernanților, ci nu al cetățenilor. Mulți au auzit despre propunerea lui Dan Barna de a desface legătura dintre identitate și domiciliu în buletin și, bineînțeles, s-au întrebat cam cum arată această idee pusă în practică și ce scopuri are. Astfel, în urma acestor suspiciuni, ideea vicepremierului a născut reacții aprinse. Numai niște nebuni pot să facă așa ceva. Cum poți să-ți... un om fără adresă? Cum se vor... Deci, mi se pare aberantă treaba. N-au cum. Prin faptul că unde plătești taxe, impozite sau orice acțiune care vrei să o întrepriți, îți trebuie o adresă. Un fără adresă, cum mai spunea o idiotă de acolo, secretara lui, alți idioți de acolo, așa, că să fim la comun. Păi ne întoarcem la o rânduirea primitivă. Ne transformăm în triburi, în ginte și așa mai departe. Această măsură ar schimba complet sistemul de vot, iar eliminarea adresei de pe cărțile de identitate ar putea duce la creșterea turismului electoral. Păi dacă dispare, atunci cum putem să trăim fără adresa de identitate? Cum putem să trăim? Asta e o mafie. Mafie pe față. Și așa țara e dusă, distrusă, n-are lumea bani, n-avem cu ce trăi. Și noi și toată lumea, n-avem la pensie, nu e de nimic, la salarii nimic. Ăștia sunt niște hoți. Ăștia trebuie dat jos. Niște hoți. O prostie. Păi și atunci la ce ne mai dă? La ce ne mai dă? Să... Poate bagă în calculator cu CNP-ul și când găsește adresa. Să poate, nu știu. Îți vorbe. Credeți că este un motiv electoral? Obligatoriu. Obligatoriu să poți să votezi oriunde. Așa, la locale votezi numai aici. Dar dacă n-ai adresa, te duci oriunde. Asta e. Este o problemă cu două tăișuri. E bine că nu-ți mai divulgi adresa, poate, în anumite situații. Și, pe altă parte, cred că trebuie să știi de unde ești și cum. Să ai o identitate a locației, de unde vii. Deci, părerile cred că sunt împărțite aici, trebuie foarte bine cântărit. E posibil să fie și motiv electoral. Din punct de vedere electoral, probabil că e bine. Din punct de vedere electoral. Dar și aici, pentru că la alegerile, pentru alegerile locale, trebuie să aparții comunității respective ca să poți să ai, să poți să participi la decizia, nu? Deci, trebuie foarte bine analizate și văzut care dintre ele este mai avantajoasă și care este în beneficiu public până la urmă. Se pare că această idee nu i-a venit pur și simplu vicepremierului, ci interesul este legat de participarea la vot. La alegerile parlamentare, Dan Barna nu a putut vota pentru că avea COVID și era izolat în București, dar cu domiciliul la Sibiu. Mă gândesc că sunt motive electorale prin faptul că acum neavând adresa pe cartea de identitate, hai să-i luăm de aici, să-i ducem acolo unde considerei că e... au loc de întors. Nu, rușine din partea lui. O zicală veche spune, țara arde și baba se piaptănă. Se pare că această vorbă se potrivește de minune guvernanților noștri. Nu o să gândească, să ducă, să vadă ce se întâmplă cu oamenii care sunt de 2-3 săptămâni sub apă, pe ei interesează, așa sunt niște nimicuri considerate de mine. Pentru ce? Cu ce ne încălzește asta? Să fi dus colo așa, pe teren, să vadă cum ajută oameni, material. Asta e problema. Dar noi, de fapt, la ora actuală, nu avem nici guvernanți, nici președinție, nu avem nimic. Păi dacă dispare în buletin pe noi, unde ne mai găsesc, mândrele? Numai unde? N-are cum să dispară. O umblaie așa să facă niște chestii, dar de dispărut nu are cum. Pentru că omul unde are domiciliu trebuie să scrie acolo. Dacă vine cineva să-l caute, ce face? Unde să duce? Nu e interesul, e interesul lor. Să-și facă ei niște probleme ale lor. Aia e.
Tot ce adună, de pe unde adună, e pentru ei. Nu văd să pună la cineva, zic că, uite mă, dăm și la omul ăsta că e sărac. Dați-i mă și lui ceva să ridice și el. Bagă ei la ceantă. Și noi pe urmă plătim. Noi suntem bătrâni, dar copiii și nepoții noștri va avea de suferit. Deocamdată în Parlament nu a fost depusă nicio inițiativă de acest gen, dar în coaliție se va discuta despre acest lucru. Cel puțin așa și-ar dori Dan Barna.